Andrei se consideră în fața Simonei un băiat norocos, sau cum spune o vorbă din popor, norocul vine fără să dea semne anticipat. De ce nu-ți mănânci norocul? Nu mai pot, păi asta înseamnă că îți rămâne noroc acum. Și să fii de noroc. Oricum am noroc în viață. Eu nu-s norocos. Atunci am eu noroc pentru mine. Eu niciodată n-am avut nimic fără să muncesc. Uite, doar cu noroc. Nu. Ai noroc, m-ai întâlnit pe mine. Și invers. Păi da, dar asta a fost un sacrificiu tot. N-a fost doar așa noroc și gata să vin aici. Noroc ce-l faci singur în viață. Dacă nu ai decizia, adică de exemplu mă gândesc la mine, dacă nu am decizia, puteam să renunț rapid. Păi asta înseamnă, și ăsta e un sacrificiu, adică nu te gândi că a venit așa din cer. Nu, a renunțat la... Că relația noastră nu a avut un parcurs ușor. Da, că s-a spus, da, am făcut sacrificiu și tu la fel. Păi aia e, da. Că eu pe moment atunci nu m-am gândit, dar după... Adică am lăsat tot, adică eu acum nu mă interesează nimic de a face, nu știu ce se întâmplă nimic cu ea. Am lăsat un alt frate care și ăsta a zis că nu se ocupă așa cum ocupam eu, știi? Și cumva am lăsat 5-6 ani de muncă, așa, dar să vin aici, știi? Te-ai gândit că stai o lună, două? Nu, stau, am zis că sigur, așa am zis la telefon, am zis că mai mult decât 2 luni nu cred că stau. Dar acesta era curios când vrea Simona cu unie religioasă. Dacă ar fi după tine, zicem, de fapt bătine, după noi, nu cum mai vrea cu unie religioasă, nu mai vrea să fii mai curând, mai... Nu. Nu? 2 ani. 2 ani? 1 an, 2. De ce să fie prea devreme? Nu știu. Vreau să fie nunta superbă. Să fie drept, da. Și asta necesită timp. Și de obicei, când grăbești lucruri, așa nu-ți iese cum vrei să faci. Păi de-aia nici nu vreau să mă grăbesc în nimic. Știu. Și să las totul să vină de la sine. Dar repede gândul celor doi zboară și la conceperea unui copil. Tu la tine, în familia ta, ai avut vreodată geme sau ceva? Nu. Cum ar fi să avem gemeni odată? N-aș vrea, da, n-ar avea cum să fie. Nici cu femeia n-am avut gemeni, nici păi, tine de aici n-ar avea de unică. Dacă cumva sunt astea posibilitățile prea... Sunt dacă au fost abia bunice sau ceva, au făcut ceva, știi? Mm-hmm. Poate întâmpla, dar așa nu. Da, e simplu să zici că, știi, că iată, vrei copii să facă așa, dar după aia... Chiar așa simplu. Eu n-am zis niciodată că e simplu. Zic în general, știi cum toată lumea vorbește cu adică sunt și un pic realistă din gură. Putem să zicem toți că facem, că nu știu ce. Eu zic, e frumos, dar trebuie să vezi toate părțile. Responsabilități, știi? Pe care... Părțile bune și părțile mai puțin bune. Nu doar, vai, fac un copil, îmbrac ca mine, ne plimbăm, aha, nu e chiar așa. Atunci chiar e o responsabilitate extrem de mare. Să mai fie și unul care răcnește într-un an, cum răcneam eu? Ce înseamnă? Păi plângeam non-stop. Dacă mă urcam în autobuz, tramvai sau tren, ceva non-stop cât ține aia și vine toată lumea să mă calmez, dar nu reușeam. Să trecem acum și la o lecție de limbă moldovenească. Uneori îmi place cum se aude. Îți place cum vorbești? Da, în multe ori am spus, parcă vorbesc prea. Tot timpul mi-a plăcut accentul ăsta de bucureștean, știi? Mm-hmm. Și da, tu ai erai cu de la cu ce? Ce faci ăi? Nu, nu am plăcut niciodată așa cu ce faci ăi. Cum nu? Dacă tu așa și pe mine mă întrebi. Îmi zici așa, câteodată... De la început ți-am zis, da. Îmi zici ce câteodată, și ce faci ăi? De ce îți vine să râzi? Păi, e aiurea. Cum să zic așa ceva unui fel? Ce păi ce o jignești? O întreb ce face? Păi da, da, asta și înseamnă... Și ce înseamnă ultimul cuvânt? Băi? Uh-huh. Măi. Cum ai zis? Interjecții, măi. Cum ai zis? Nu. Și faci, băi. Zic că mai fii faci. Păi dacă vezi, așa, putem să vorbești cu precipitație ca să te iasă, că altfel nu...
cum tu, Simona, ar fi trebuit să știi că orice remarcă la accentul lui îl supără. Am mai avut această discuție. Să nu te voteze. Total a rămas. A fost un argument solid când a zis ce faci și ei, de asta m-a votat. Păi de aceea am și încercat să văd dacă și-a schimbat impresia. Tot îl deranjează, deci e clar. Da, acum e că îl deranjează și la mine, nu doar la altcineva. Da, am vrut să le enervez puțin. Da, ai vrut să le enervez? Dar tu poate nu-ți dai seama că... Dar n-am vorbit niciodată așa și faci. Asta faci, măi. Dar nu e o jignire, ține să fie. Dar nu, adică mai mult în partea... Acasă, uite alt bol, moldoveanul de la peluză, moldoveanul de la peluză. Tu așa și... vorbești? Eu sunt mândru. Dar mie îmi place când zici așa. Adică dar n-am vorbit niciodată așa, nu știu. Voi. Nu, nu ce voi. Faci? Am zis timpul, ce faci, măi? Ce faci, cu ce? Dar nu și faci. Uai, îmi se pare... Nu ce faci? N-am am nici acasă, nici în creier, am auzeam așa. Probabil la... Câmpuri, pe stână, până la... Nu are, ce faci nu e. Așa e la noi. Dar nu e așa, adică mai mult parte în partea asta. La Moldova oricum se vorbește, știi? Adică chiar așa se vorbește, nu, mai ales în partea Iașului, mult mai accentuată. Acum, ce ai cu ieșeni? Exact, așa. Vezi că mă lovesc personal. Bun, nu știu, nu-mi prea am auzit. Nu știu, am văzut și o diferență la sora mea. De când stai în Iași? Da, nu, dar serios, nu știu ce, de ce. Măi, accentul face parte din... Da, nu știu, niciodată mi-a plăcut accentul așa. Da. Da, nu știu, am avut o problemă cu partea asta, mi-a plăcut. Mie chiar îmi place și o să-i mai zic așa. Chiar dacă l-o îndepiți. Ascultă-mă, s-a făcut mișto de tine din pricina accentului, că asta pot să înțeleg. Că dacă au fost copii răi, dacă te-ai dus într-o altă zonă și au râs de tine, da, normal că te deranjează, dar așa dacă ești oricum, uite și câți moldoveni sunt aici. Da, 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 nu știu, am avut o problemă așa cu... Suntem mulți. Peste tot. Ca la București, peste. Serios. Hai că acum... Îmi place când încearcă așa să mă ta chineză sau ceva. Îmi place, nu, doar ea atât, îi dau voie. Doar ea, dacă Dani... Dacă ea Dani cu ce face cineva, da. Nu se poate, nu? Votare direct. Tu ce ești așa serios? Dar n-am uitat să râd. Ia. Nu, că nu... Da, a fost comic. Mai tache, nu, mai glumim, mai râdem, dar suntem mereu triști pe aici. Doamne, fece, doar nu să plângem. Ce să... Da, exact. Hai să nu mai plângem.